Am dat startul la episodul 2. În episodul 2 vom colora piatră spartă. După ce s-a uscat aproximativ vreo 2 zile, 3 chiar, dar noi am avut ce face în timpul ăsta. Ideea este să nu vă grăbiți să aplicați culorile dacă nu este complet uscat, pentru că va ieși pătat. Noi o să impermeabilizăm produsul, practic impermeabilizantul cu vopsele. Tot cu vopsele metalizate, da? Și fiecare face asta, dar contează cu ce, unele absorb mai tare, altele impermeabilizează mai bine. Noi facem asta cu iută. După ce am diluat iuta, cam jumătate cu apă, așa cât ne-a trebuit nouă ca să facem peretele ăsta, m-a întrebat cineva odată cum reușesc să dau doar pe deasupra fără să intre produsul în găuri. Da? Practic trebuie să impermeabilizăm numai suprafețele plane. Iată, folosesc un burete și dacă se poate să fie nou, el va trece și al meu e foarte tare. Îl găsiți și voi pe site-ul nostru, artindeco.ro. Da? De obicei când folosește un burete nou, el va trece pe deasupra fără doar și poate. După ce se uzează, începe să se moaie și intre și prin găurile. Ideea este să nu dați impermeabilizat prin găuri, pentru că acolo vrem să rămână culoare. Cum buretele meu este mai mare și nu reușesc, dar să îl bag în găleată, pun cu pensula frumos și încep să aplic, începând de pe suprafețele plane. Și apoi mă duc pe cele cu găuri, fiind un surplus la început când pun cu pensula mai mare de vopsea de asta cu care impermeabilizez, de iută, da? Dacă pun direct pe găuri, va intra în găuri prea mult, mai mult decât am nevoie. De-aia vin pe părțile plane, care oricum mă deranjează că se impermeabilizează total. Se poate impermeabiliza și cu produse mai închise la culoare. Noi am făcut asta, dar atunci când vrei să ai un fond alb pe care să colorezi cum vrei, faci asta cu produse deschise, da? Cu iută. Trecem așa cu impermeabilizantul, da, așa denumim în situația asta vopseaua iuta. Practic este un decor fascinant, dacă vreți îl vedeți pe YouTube la mine, cum arată iuta, da, și cum se face. Trecem pe părțile plane de mai multe ori, până simțim că alunecă efectiv. Folosim tot vopsele metalizate, vopsele cu efect decorativ, pentru că sunt foarte rezistente. Apoi ele vor da rezistență suprafeței, dar se poate spăla tencuiala asta decorativă, dar piatră spartă ulterior, fără nicio grijă. Deja se vede așa vopsea acum strălucește, va străluci și mai tare la următoarele straturi de culori. Asta se întâmplă datorită efectului perlat, da? Metalizat, cum știm noi, aceste decorative iută perlată. Operațiune destul de simplă, această etapă. Simplă dacă știi, dar poți să înveți, adică chiar nu e nicio greutate. Formidabil, cum ai impermeabilizat acest produs iuta peretele meu? Fantastic! S-ar putea rămâne exact așa, pe culoarea asta. Dar oamenii întotdeauna vor mai multă și mai multă culoare. Următoarea culoare care o aplicăm peste stratul de iută, practic statul impermeabilizant, este un safari, SPO sau 11 folosim noi. Este o culoare mai intensă, o să vedeți acum pe perete. Și după aceea mai venim încă cu două culori și mai intense. Practic o să începem să pictăm peretele.
și cu stripiciul și cu toate. Și haideți să vedem. Deci am diluat acest SP și încep să-l aplic cu pensula. Dacă vă place și vouă, bineînțeles, știți unde să comandați. Pe site-ul nostru artandeco.ro există și un kit acolo cu piatră, pentru piatră spartă pe care îl puteți comanda. Urmăresc să aplic culoarea, mai mult pe textura, da, pe cea mai mare textură, pentru că pe celelalte brini mai înguste, încerc să vă încerca să colorez cu altceva, da? Deci încerc să aplic culoare, dar cu părțile mai late, să spunem așa, texturate. Pe celelalte mai înguste am să le las, cumva să aplicăm alte culori. Atunci când ștergeți culoarea, să aveți în atenție să nu rămână urme așa de la burete precum îl ștergeți, da? Ea trebuie să fie frumos, netezită culoarea și pierdută efectiv în fond, fără a rămâne urme de aplicare. Întindem cu buretele și pe suprafața pe care n-am aplicat culoare, iar practic va căpăta o nuanță din culoarea asta tot peretele. Și tot așa, culorile celelalte le vom întinde frumos și pe zonele în care nu le pensulăm. Ca ele să se amestece frumos, să se uniformizeze peretele, să treacă frumos de la o culoare la alta. Cam așa ar trebui să fie, fără urme de aplicare. Cam așa arată după prima culoare aplicată pe textură. Unii ar lăsa așa, se poate lăsa și doar în două culori, aș fi șters un pic mai mult între texturi, da, pe partea lisă, dar eu am lăsat mai multă culoare pentru că știu că vin și cu alte culori mai intense. Au început să iasă în evidență și liniile alea pe care le făceam eu la începutul videoclipului, în primul episod, când aplicam materialul, da? Se vede o chestie neuniformă care face parte din model. Ca și aici. Vedeți, aici n-am colorat pentru că voi aplica acum în continuare alte culori mai închise chiar. Ce frumos se vede textura și aici, textura materialului.
Cam asta a fost și cu partea de colorare la piatră spartă. Așa, foarte multe nu am mai văzut ce să vă spun după ce am aplicat impermeabilizantul, după ce am aplicat culoarea de fond prin textura formată inițial. Nu am făcut altceva decât cu celelalte 2-3 culori care le-am mai avut, să tot pigmentez, mai închis, mai deschis, mai cu auriu, mai cu negru, acest efect de piatră spartă. Practic, asta o puteți face voi, ori urmărind cumva cum am făcut eu aici, ori așa cum puteți voi, după latura artistică a fiecăruia. Mai urmează încă un episod scurt, aplicarea glitterului, magnificul. N-am mai încăput aici, îl las pentru următorul episod. Până atunci, abonați-vă, like și share. Mulțumesc!